perioada sărbătorilor de iarnă este una extrem de grea pentru interpreți. Și asta pentru că au mult de lucru. Unii lansează piese și videoclipuri cu multă zăpadă și voie bună, alții îngheață pe la concertele din centrul orașului și cântă la tot felul de petreceri. Așa că, după o astfel de perioadă și cu banii în buzunar, a venit timpul să-și tragă sufletul pe țărmul fierbinți sau pe la schi. Vacanța singurul meu croiesc atunci când dispun de nițel timp pentru a merge, spre exemplu, la Sinaia, unde merg adeseori. Vacanța mea este acum când copiii sunt în vacanță, că pot dormi și eu dimineața. În zilele acestea de școală mă trezesc dimineața, trebuie să-i organizez la școală. Urmează să merg, sper, în luna februarie la Paris. Vreau să merg pe Champs-Élysées, să urc pe Turn Eiffel, deci să văd muzeul Louvre. Odihna la munte, de vreme ce eu sunt prin excelență, sunt un sportiv și evident nu scap niciun moment pentru a nu mă delecta, pentru a mă distra frumos. Schiurile, schiez bine. Iar la vară mi-am propus să ajung în Barcelona, să apuc de coarne vreun taur. Da, eu plec în România, că e mai aproape. Schiez vreo 3 zile și vin acasă. Uite, tot mă întrebați cu cine merg în Franța. N-o să spun, e treaba mea. Și îți spun de ce n-o să spun. Pentru că foarte mulți fani care mă admiră, nu vreau să-i dezamăgesc. Iubiți-mă, pentru că merit să fiu iubită de toată lumea. Și de femei și de bărbați. Unii abia își fac planuri de vacanță, alții deja se laudă cu bronzul de iarnă. Pe pagina sa de Facebook, Alex Calancea a postat câteva poze de pe coastele însorite ale Thailandei. Și din câte am înțeles noi, tot acolo a făcut și Revelionul, împreună cu Dan Balan. Carisma preferă frigul. Ea și-a petrecut vacanța la munte, împreună cu părinții și telefonul nou-nouț. Și în listrată a mers la schi împreună cu câțiva prieteni, de unde înțelegem că i s-a rezolvat problema cu banii. Și Geta Burlacu s-a încălzit cu vin fiert pe Valea Prahovii, în zona Brașovului, împreună cu familia sa. Natalia Barbu s-a încumetat la un drum mai lung, a zburat spre Statele Unite și a mai făcut niște poze cu ea acolo, într-un studio. Abia așteptăm să aflăm amănunte.